7 contracte de finanțare prin POR au fost semnate pe 30 septembrie de ministrul Elena Udrea. Proiectul Restaurarea, refuncționalizarea Casei Bene din municipiul Sfântul Gheorghe vizează renovarea unui monument istoric ce face parte din lista monumentelor istorice din județul Covasna, care va fi transformat în muzeu cinegetic. Proiectul Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a municipiului Sfântul Gheorghe își propune creșterea calității vieții prin reabilitarea unor străzi, construirea de piste pentru bicicliști, reabilitarea trotuarelor, refacerea iluminatului public și a parcajelor. Proiectul Reabilitarea Spitalului Județean Dr. Fogolian Cristof, Sfântul Gheorghe, presupune reabilitarea infrastructurii spitalului, dotarea cu echipamente performante și dezvoltarea serviciilor oferite, includerea în gama de servicii a unor intervenții de chirurgie generală complexă, chirurgie vasculară reconstructivă, chirurgie toracică, radiologie intervențională, traumatologie, ortopedie, gastroenterologie endoscopică. Proiectul Centrul Multifuncțional Neri Zent Fulop, municipiul Sfântul Gheorghe, urmărește transformarea fostei centrale termice din zona Orco a municipiului Sfântul Gheorghe într-un centru multifuncțional care va oferi servicii sociale primare, precum ateliere de lucru pentru școlari în vederea integrărilor în școală, mese rotunde cu rol în îmbunătățirea relației membrilor comunității cu autoritățile locale și instituțiile de învățământ, servicii suport pentru părinți, consiliere educațională, planificare familială, educație pentru sănătate, etc. Proiectul Amenajare Incubator pentru afaceri în municipiul Târgu Secuiesc vizează valorificarea unei centrale termice în vederea creșterii gradului de ocupare a populației active în regiune. Proiectul Crearea și modernizarea infrastructurii de agrement Șugaș-Băi, municipiul Sfântul Gheorghe, județul Covasna, utilități publice private, vizează modernizarea și dezvoltarea structurilor balneare și de agrement din zona Șugaș-Băi. Teren de mini-golf, teren de tenis, teren pentru sporturi extreme, bazin de agrement, bază de tratament, spații de agrement și mofetă. Proiectul Promovarea 8 produse turistice din județul Constanța vizează Biserica Catolică din Ghelnița, Muzeul Hasman Pal din Cernat, Biserica Reformată din Biborțeni, Muzeul Breslelor din Târgu Secuiesc, Biserica Reformată din Ilieni, Calea Ferată Forestieră și Planul Înclinat de la Covasna Comandău, Situl Ciomat Balvanioș și Mestecănișul de la Regi.